Bine ați revenit la mobilisima.ro, telefonul este Yuhans A101S și astăzi îl scoatem din cutie. Este un telefon tineresc cu preț accesibil, costă sub $100 și hai să vedem despre ce este vorba. Nu prea mai vedem telefoane fără 4G în ziua de azi, dar iată că există și cazuri de gen. El este un model de la firma Yuhans A101S și îl găsiți la gearbest.com la $87. E disponibil pe gri, auriu sau roz și mi-amintește foarte mult de Samsung Galaxy J5. Hai să vedem ce primim în cutie. Este promovat ca un telefon pentru tineri, preț accesibil și dotări rezonabile din zona low mid-range. Iată cum arată manualul, instrucțiuni, avem două sloturi SIM la interior, asta am văzut acolo, apoi niște cârpe de praf, uscată și umedă, încărcătorul, evident, cablu USB, USB standard, nu USB Type-C, apoi avem ceea ce pare a fi o husă flexibilă, transparentă și cu niște puncte foarte interesante aici, plus o protecție pentru ecran. Ok, destul de multe accesorii la pachet, ca de obicei firmele din China sunt generoase cu terminalele lor. Hai să vedem cum arată interfața acestui model Yuhans. A trecut ceva vreme de la ultimul telefon al acestui brand pe care l-am testat și iată-l acum pe modelul A101S. Are un panou frontal de 2.5D aplicat aici, un spate care prinde lumina în mod interesant și acest spate se poate detașa pentru a accesa cele două sloturi SIM, bateria înlăturabilă și slotul microSD. După acest intro zgomotos, aflați că primim un ecran de 5 inch aici, un IPS cu rezoluție HD, iar la interior se află un procesor quad-core MediaTek MT6580 plus 2 GB de RAM. A început setup-ul. Skip. Nu văd să fie vreun scanner de amprente pe acest model, deci nu avem așa ceva pentru a ține costul sub $100. Continuă setup-ul și cred că mai avem un pas sau doi și ar trebui să fie gata. Iată cum arată interfața, rulăm din câte știu aici Android Marshmallow, dar o să verificăm asta mai încolo, într-o variantă personalizată, cel puțin la nivelul iconurilor, se vede câte o modificare sau două, putem căuta lucruri, obiecte sau subiecte de interes direct pe web. Din câte văd, telefonul este unul dual SIM cu Bluetooth 4.0, GPS, 16 GB de stocare, slot microSD, în față avem o cameră de 2 megapixeli pentru selfie, iar în spate una de 8 megapixeli cu blitz LED și cu capacitate de interpolare. Aflați că primim o baterie de 2450 de mAh și v-am promis că verificăm ce OS avem aici. E vorba despre Android 6.0 Marshmallow, telefon dual SIM cu un aspect interesant. Camera din spate vine cu senzor Sony IMX219, același care se găsește pe Raspberry Pi. Este un device de tip DIY, fel de mini computer care se face singur, ceva de gen, căutați pe web. În fine, acest telefon măsoară 9,5 mm în grosime, deci este destul de gros și are un capac spate care se prinde cu foarte mulți cleștișori dispuși de-a lungul marginilor. Capacul este foarte greu de scos, credeți-mă, vă veți pierde poate o unghie în acest proces și eu mă simt destul de temerar încă să încerc asta. Iată, am reușit în sfârșit, dar mai sunt destul de mulți cleștișori de înlăturat aici. Și găsim bateria, cele două sloturi SIM și slotul microSD. Ok, acesta este Yuhans A101S, ați aflat cam tot ce era de știu despre el, cu mențiunea că e destul de ușor la 118 grame, chiar și pentru diagonala sa de 5 inch. Ca de obicei o să aruncăm o privire foarte scurtă, să vedem cum arată interfața camerei. La prima vedere mi-amintește de interfața unui telefon Xiaomi. Aici găsim opțiunile principale, HDR, Watermark, Panorama, Beauty, Normal și Night, dar și niște extra setări. Toate acestea și multe altele le veți găsi în recenzia acestui telefon Yuhans, pe care le găsiți la Gearbest la prețul de $87. Cam atât la Mobilisimo, la revedere!